Da. Bună dimineața. Vreau să menționez că apreciez enorm prezența presei și posibilitatea de a comunica cu cetățenii în direct, pentru că știu că sunt foarte multe posturi care realizează această transmisie directă. Vreau să vin cu ultimele informații la zi. Deci, la momentul actual avem 23 de cazuri înregistrate cu infecția COVID-19. Dintre ele, statut de import 13, statut local sau transmitere locală 10. Cu regret, cum am menționat ieri, avem înregistrat primul caz de infectare a unui copil de 8 ani. În mod special, vreau să menționez că în situațiile în care avem transmitere locală, este vorba despre contacti care au calitate de rude apropiate ale persoanelor. Avem focare deja unde sunt înregistrate cazurile de COVID, mama, tata, feciorul. Avem focare unde avem înregistrate cazurile, după cum am menționat, soacra, nora, dar și încă o persoană suspectă, ceea ce denotă faptul că măsurile care trebuie să fie întreprinse trebuie să fie drastice în continuare. Dar vreau să vă zic că situația este complicată, respectiv și măsurile care urmează vor fi destul de complexe. Dacă e să mă refer la starea pacienților, avem o persoană în stare extrem de gravă, este o persoană intubată, este o persoană care la momentul actual este la respirație asistată, iar medicii fac tot ce este posibil pentru a-i salva viața și pe această cale țin să le mulțumesc foarte mult. Avem trei persoane care, a căror stare de sănătate este satisfăcătoare și avem 19 persoane a căror stare de sănătate este medie, deci există un progres vis-a-vis de însănătoșirea acestora și sperăm foarte mult ca să avem înregistrate niște progrese pozitive. Totodată vreau să revin la cazul de ieri care a fost mediatizat cu regret pe rețelele de socializare, dar și mai mult îmi pare rău că dezinformarea a continuat din partea unor reprezentanți ai mass media care au preluat această informație denaturată cu privire la o femeie care a decedat din Cantemir, inițial indicându-se un sat, ulterior alt sat, și cauza decesului, nu știu de ce în ultima perioadă, nu este determinată de către expertiza medico-legală sau de către specialiști, dar cauza decesului se determină de pseudo-experți. Noi am fost maxim deschiși cu dumneavoastră. Noi am prezentat toată informația actualizată la zi și o să continuăm să venim cu informații veridice și în acest context vreau să menționez că am să intru într-o arie de fapt de confidențialitate, dar am să menționez că persoana din Cantemir a decedat nu din cauza COVID-ului, dar din cauza ictusului cerebral. Solicităm respectuos absolut toți cei care încearcă acum, prin diferite mijloace de informare, să se abțină de la declarații acide și de la atacuri, să lase sistemul medical și nu doar, inclusiv și cel al organelor de drept, să-și facă misiunea, care nu este ușoară la momentul actual, și să nu se concentreze pe evaluări suplimentare și pe dezmințiri, inclusiv a informațiilor false. Și acum vreau să vin cu un mesaj către cetățenii Republicii Moldova. Este o măsură de precauție eficientă la care am făcut apel în ultimele zile. Stați acasă. Este o măsură care a avut un impact pozitiv în combaterea infecției COVID-19 în China. Este o măsură care sunt sigură că va avea impactul corespunzător și în Republica Moldova în momentul în care ne vom responsabiliza cu toții. Solicit tuturor să se abțină de la contacte cu apropiații și terțele persoane.
În mod special, vreau să menționez necesitatea respectării regimului de izolare din partea persoanelor vârstnice, din partea persoanelor care suferă de boli cardiace, probleme respiratorii și inclusiv persoanele care sunt diabetice. Aceste persoane fac parte din acel grup de risc care necesită regimul de autoizolare, dar necesită și o mobilizare a celor din jur care au posibilitate ca să-i ajute în contextul asigurării cu produse alimentare sau alte produse vitale de care au nevoie. De aceea trebuie să ne solidarizăm în situațiile respective și eu vin cu un apel către aceste persoane. Stați acasă! Și pentru că vreau să menționez că în ultima perioadă nu am fost una dintre cele mai exemplare fiice, pentru că nu mi-am văzut mama de foarte mult timp, fac un apel către mame, și inclusiv către mama mea. Mama, stai acasă. Eu vă mulțumesc. Thank you.